proiecte populiste sau legi care să sprijine, într-adevăr, cetățenii și firmele, în timp ce vin peste noi măsuri de austeritate asumate de executiv, în Parlament aleșii se bat în proiecte prin care reduc taxe și impozite. Nu știm ce calcule au făcut și mai ales cum le-au făcut și dacă nu cumva prin aceste legi s-ar adânci și mai mult gaura din buget, dar despre ce proiecte și facilități este vorba știe colega noastră Alina Tănase, care este în direct cu noi. Bună seara, Alina! Bună seara, bun găsită tuturor! Sunt trei proiecte care ar pune presiune pe bugetul de stat și asta în timp ce guvernul caută cu disperare să aducă bani la buget pentru a putea plăti pensiile anul viitor, dar și majorările promise profesorilor. Vorbim de trei proiecte care se află în dezbaterea Senatului. Primul dintre ele prevede reducerea impozitului pe clădiri pentru persoanele fizice care fac dovada a 3 donări de sânge în cursul unui an. Este un proiect depus de mai mulți parlamentari ai Partidului Național Liberal, dar și ai Partidului Social Democrat, ceea ce înseamnă că foarte probabil va primi votul Parlamentului. De asemenea, cel de-al doilea proiect este depus doar de către Partidul Național Liberal și semnat inclusiv de președintele PNL Nicolae Ciucă, un proiect care prevede de asemenea reducerea impozitului pe cifra de afaceri pentru contribuabili care îndeplinesc mai multe condiții. O reducere de 3% a impozitului pe cifra de afaceri pentru cei care își plătesc impozitul trimestrial la timp, nu au datorii la 1 ianuarie 2024 și de asemenea folosesc acea bonificație de 3% doar pentru investiții prevăzute într-o anumită listă din proiectul de lege. Iar cel de-al treilea, ultimul proiect depus tot de către Partidul Național Liberal, prevede ca pensionarii care nu și-au folosit reducerile la cele 6 călătorii cu trenul din cursul unui an să primească banii aferenți în cont odată cu prima pensie din anul următor. Rămâne de văzut dacă aceste proiecte vor fi susținute de ambele partide din coaliția de guvernare și dacă vor primi sau nu votul final al Parlamentului.